ales o altă variantă. Vreau ca fiecare dintre noi să scrie secretele pe o foaie. Apoi le veți pune în cutiuța roz și gata! Vom scăpa de apăsarea secretelor pentru totdeauna! Dar nu te-ai gândit că cineva poate găsi cutia și ne poate afla toate secretele? Nu, Knopa, vom ascunde această cutie, nu o va găsi nimeni. Vreau ca secretele noastre să fie ținute împreună. Suntem o echipă, suntem prieteni, deci cine se bagă? Cine are nevoie de pix? M-a scutut Dumil! Secretele mele sunt aici și vor intra în cutie. Nu mai vreau să le țin în mintea mea, m-am săturat. Secretele mele vor intra în cutie, nu vreau să mai aud de ele niciodată. Fetelor, pa, secretele mele. Sper ca nimeni să nu afle vreodată de această cutie. Mascotă? Sper ca nimeni să nu-mi afle secretele. Gata, în acest moment toate secretele noastre sunt în cutiuță. Așadar, sugerez să punem mâna pe cutie și să spunem: pa, secretelor, de acum nu veți mai fi în mintea noastră. Pa, secretelor, de acum nu veți mai fi în mintea noastră. Acum trebuie să ascundem cutia în camera noastră ca nimeni să nu o găsească niciodată. Bine, să ne gândim unde să ascundem cutia cât mai bine. Știu eu, trebuie să o ascundem în sertarul în care ne ținem lenjeria intimă. Knopa, bună idee, dacă cineva vine să fure ceva, nu se va uita după lenjeria intimă. Fetelor, putem să o punem în sertar, să încuiem cu cheia și apoi să o înghițim. Nastia, despre ce vorbești? O, Knopa, glumesc, putem purta cheia la gât. Da, pentru că în felul acesta nimeni nu va putea să ne găsească cutia. Bine, fetelor, de acum secretele noastre vor fi păzite de lenjeria noastră intimă. Antrenoare Abby, credeți-mă, veți fi eliberată! Frogs?